că România au trăit, fiind europeni, au trăit umilința îmbarcării cetățenilor români de la Paris, puși în avioane și aduși la București. Că erau români, că nu erau români, au fost puși în avioane și aduși la București, erau cetățeni europeni. Oare de ce preferăm să umilim români, creștini, și vorbim de libertatea de mișcare a unora care nu respectă regulile noastre? Nu vreau să rămână vorba în vânt și aici, de față cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că sunt câteva lucruri care pot fi făcute rapid pentru acoperirea acestui deficit de securitate pe care Europa l-are. În primul rând trebuie creată o agenție europeană pentru riscuri asimetrice, în care să intre traficul de droguri, traficul de persoane, terorismul. Iar această agenție trebuie să cumuleze informații de la toate serviciile de informații ale statelor membre a Uniunii Europene. Vă asigur că în România avem o experiență. Când am creat la Palatul Cotroceni o structură de sinteză a informațiilor de la toate serviciile de informații ale armatei, ale internelor, serviciile, și vă rog să mă credeți că altfel se vedea poza când toate informațiile au fost integrate și puse la un loc. De aceea cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem la nivel european este să creăm agenția capabilă să integreze informații pe cele trei mari riscuri asimetrice. Repet, trafic de droguri, trafic de persoane și terorism. Dacă fiecare țară ar pune într-un coș informațiile despre oameni suspecți a se ocupa cu activități teroriste, vă asigur că ar fi analiști la agenție care ar reuși să vadă firul roșu al riscului și să fie prevenite evenimente ca cel de la Paris. Dar atâta timp cât fiecare stăm și stocăm informația și o ținem numai pentru noi și nu împărtășim celorlalte state de bună seamă, riscurile sunt majore. Și vreau să înțelegeți de ce insist pe acest aspect. Insist pentru că un român se poate afla oricând și la Paris, și la Londra, și la Roma, și oriunde se poate produce un atentat. Și atunci de ce să nu contribuim toți să ne protejăm cetățenii oriunde s-ar afla pe teritoriul Uniunii Europene? Și este o măsură care poate fi făcută destul de repede. Totul este să fie decizia politică. Al doilea lucru care trebuie făcut. Avem niște flote extraordinare la defilări. Uitați-vă în Mediterană, e măreața flota 6 americană, e flota italiană, e flota franceză, e flota greacă, e flota turcă. Și noi nu putem opri bărcuțe la limita apelor teritoriale ale Siriei, ale Libanului, ale Libiei, ale Marocului. Totul este să avem decizia politică. Să ne utilizăm flotele militare pentru securitatea noastră. Întoarcem frumușel de la limita apelor teritoriale ale țărilor lor. Avem niște flote gigantice în Mediterană. Avem resurse să o facem. Dar nu luăm decizia politică. Și de bună seamă, după ce ajung la Chiu și își descarcă persoanele care aveau intenția să ajungă în Europa, mai trebuie și scufundate să nu mai aibă capacități să treacă Mediterana. Aici discutăm despre securitate. Și cu asta nu ne putem juca. Atâta timp cât avem mijloace să o facem pașnic. Totul este să vrem și să ieșim din demagogie. Nu este singura măsură, nu singurele măsuri.
consolidarea capacității de a respecta regulile Schengen și regulile de la Dublin. Se poate face dacă îți așezi o avangardă care să prevină valurile masive care îți sosesc în insulele grecești sau pe Lampedusa la italieni sau pe coastele Spaniei din Maroc. Toate acestea se pot face. Dar trebuie să luăm decizia politică să le facem. Iar România ar putea să aibă o contribuție credibilă. Pentru că ceea ce v-am prezentat nu sunt lucruri care să nu se poată face. Nu sunt lucruri care să implice costuri excesive. Navele tot cheltuiesc patrulând în Marea Mediterană. Structurile de informații tot lucrează la fiecare de capul în loc să le punem pe toate la un loc. Regulile Schengen, regulile Dublin, doar să avem suficient personal să le implementăm, să ne dezvoltăm capacitățile de primire la punctele în care eventual se intră și de acolo să-i trimitem înapoi. Deci sunt lucruri pe care le putem face.